Mulțumiri să fie aduse lui Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, căci El a purtat crucea pentru noi la Calvar și și-a dat viața, ca în această dimineață să fim poporul Lui răscumpărat prin ranele Lui, de aceea din toată inima spunem, preamărit și lăudat să fie Dumnezeu. Amin. Amin. Iubiți frați și surori, suntem în această dimineață pentru că încă o dată, la această sărbătoare binecuvântată, sărbătoarea cinei Domnului, cu ajutorul Domnului, ultima din anul acesta, 2023, care se scurge atât de iute. Până în momentele acestea putem să mărturisim că Dumnezeu a fost acela care ne-a învrednicit și ne-a ajutat, ne-a binecuvântat și contăm pe ajutorul Lui și pe mai departe și rugăm din toată inima ca El să ne țină și să ne poarte în carul Lui de biruință. Amin. În această dimineață s-a citit acest pasaj din Evanghelia după Ioan, capitolul 6, de la versetul 48 până la versetul 59, un pasaj care vorbește despre Domnul Iisus Hristos ca fiind pâinea vieții, pâinea care dă viață. El este acela care ne-a dat și nouă viață și aș vrea să ne uităm în această dimineață la pasajul acesta, la câteva gânduri pe care Dumnezeu mi le-a pus pe inimă să le aduc înaintea noastră a tuturor, având în vedere și sărbătoarea la care ne aflăm, Iisus, pâinea vieții. În primul rând, aș vrea să spun în introducere că observăm aici, în capitolul acesta, o confruntare teologică, istorică, între Domnul Iisus și iudei. O dezbatere care i-a deranjat atât de mult pe iudei, atât de tare, încât în mintea lor a încolțit gândul acesta să-L ucidă pe Domnul Iisus Hristos. Imaginea aceasta mă frapează foarte adânc, pentru că se aseamnă că un om care are probleme, îi pe moarte și primește din partea unui medic o rețetă de viață și pentru că nu-i convine rețeta, omul acesta vrea să omoare medicul care îi prescrie această rețetă. Aceasta nu face decât să arate că omul acela are probleme serioase de minte, are o minte bolnavă și se răscoală împotriva celuia care poate să-i dea ajutorul. Dar exact asta s-a întâmplat în istoria aceasta și vedem că Domnul Iisus, de fapt, a fost omorât pentru că așa cum și Pilat, un om care nu era credincios, a înțeles că din pismă îl dăduseră iudeii în mâinile lui pentru că vreau să se scape de el. Și aceasta a fost confruntarea aceasta. Vedeți dumneavoastră, un câine care îl ai și îl hrănești, îți rămâne loial și nu-ți mușcă niciodată mâna, afară doar dacă îi lovi de turbare sau o altă problemă. Spunea evanghelistul, profetul Isaia, în primul capitol, versetul 3, boul își cunoaște eslea, măgarul își cunoaște stăpânul, dar poporul meu nu mă cunoaște pe mine, zice Dumnezeu. Și e trist, dar aceasta a fost realitatea atunci și aceasta este realitatea până în ziua de astăzi prin faptul că oamenii resping jertfa Domnului Iisus și mântuirea pe care doar Domnul Iisus poate să o dea. Și în afară de El nu există altă cale și altă șansă. Dar doresc în această dimineață noi să stăm cu mulțumiri înaintea lui Dumnezeu și să-i mulțumim că ni s-a revelat și ni s-a descoperit și avem harul să fim poporul lui Dumnezeu. Discuția aceasta nu doar că i-a întărătat foarte tare pe iudei, dar a deranjat destul de tare chiar și pe ucenicii care îl urmăreau pe Domnul Iisus până într-acolo încât au decis să renunțe la ucenicizarea lor, să îl părăsească pe Domnul Iisus. Și de multe ori frații spuneau, și e interesant că Ioan 6 cu 66, care împreună ar pune acest număr 666, vorbește despre această lepădare pe care ucenicii au făcut-o față de Domnul Iisus Hristos, pentru că au fost deranjați de ceea ce Domnul a spus. N-au înțeles și n-au putut pricepe printr-o minte omenească. Din nou mă cutremur când văd verticalitatea și fermitatea Domnului Iisus când este vorba
de adevărurile eterne pe care El le-a enunțat. De aici noi putem să învățăm, iubiți frați și surori, un principiu de viață care rămâne în picioare. Creștinismul este non-negociabil în adevăruri absolute și merge până acolo încât riscă să-și piardă adepții care nu sunt gata să-i accepte exclusivismul. M-aș fi așteptat la Domnul Iisus să renegocieze puțin văzând că își pierde ucenicii și mulți încep să-L părăsească, să remedieze puțin lucrurile și să le explice, poate n-au înțeles ei bine, sigur că n-au înțeles. Dar vedeți, Domnul Iisus stă atâta de categoric și nu numai că pierde o mulțime din ucenici, se întoarce la cei puțini care au rămas și le pune o întrebare atâta de adâncă. Voi nu vreți să vă duceți? Cu alte cuvinte, îl vedem pe Domnul Iisus care adoptă o poziție atât de fermă când este vorba de credința în El, credința în Dumnezeu. Și acesta este un principiu pe care noi trebuie să-l învățăm și să-l trăim în fiecare zi. Noi avem nevoie de Dumnezeu, nu Dumnezeu are nevoie de noi. El ne face harul să ne numim copiii lui Dumnezeu și ne ajută să trăim o viață frumoasă, dar noi suntem aceia care avem nevoie de Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, creștinismul nu se face cu forța. Nici de cum ceea ce au încercat cruciații, cruciadele și iezuiții de-a lungul anilor să cucerească prin sabie pentru împărăția lui Dumnezeu. Și se bazau pe versetul acela din Luca, capitolul 14, pilda celor poftiți la nuntă, în care împăratul din pildă îi spune slujitorilor: mergeți și pe toți care îi găsiți, siliți-i să intre la ospățul meu ca să mi se umple odaia. Și acesta a fost ceea ce a stat la baza multor ani pentru inchiziție și pentru cruciade. Și au crezut oamenii că creștinismul se poate face cu sabia și cu forța. Creștinismul se face de bunăvoie. Domnul Iisus spunea în Matei, capitolul 16, dacă voiește cineva să vină după mine. El se face de bunăvoie, dar are niște condiții. Și fără condițiile acestea, el nu poate fi dus la capăt. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze în fiecare zi. Și doresc din toată inima ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți cu gândul acesta. În primul rând, frați și surori, aș vrea să ne uităm puțin la catalizatorul acestei discuții, la ceea ce a pornit scânteia aceasta și s-a ajuns până în punctul acesta încât oamenii aceștia s-au răzvrătit atât de tare împotriva Domnului Iisus. Toată această întâmplare pornește de la înmulțirea pâinilor. În capitolul 6, versetul 11 la 15, vedem că Domnul Iisus Hristos rezolvă o problemă a trupului și înmulțește pâinile pentru oamenii aceștia și oamenii aceștia văd minunea pe care o face Iisus și zic: cu adevărat acesta este prorocul cel așteptat în lume. Au de gând să vină să lea cu sila ca să-l facă împărat, s-a dus iarăși la munte numai el singur. De la extremă la alta. De la dorința de a lua și a-l pune împărat până la gândul de a ucide și a termina cu el. Și toate acestea au pornit de la întâmplarea aceasta, de la minunea aceasta cu înmulțirea pâinilor. Aici se pot vedea câteva elemente care au adus, în primul rând, o înțelegere greșită. Oamenii aceștia s-au uitat la Domnul Iisus Hristos și n-au recunoscut în El Mântuitorul Lumii. Au recunoscut prorocul, dar recunoașterea aceasta lor a fost pentru că El rezolvă problema trupului și poate înmulți pâinea din nimic. Au avut o înțelegere greșită, foarte limitată. Dar mai mult decât atât, au avut o intenție la fel de greșită. Au vrut să-L ia, să-L pună împărat și spune cuvântul Domnului cu sila, împotriva consimțământului său. Dar vedeți dumneavoastră, Domnul Iisus Hristos, care este rege etern, din veșnicie în veșnicie, nu putea să fie încoronat de niște oameni.
De aceea și când a venit pe pământul acesta și s-a născut, n-a avut nevoie să se nască într-un palat ca să îi se ofere o imagine diplomatică, ca să aibă credibilitate și oamenii să îl creadă că este un împărat care a venit. Dimpotrivă, a ales să se nască într-o iesle și n-a avut nevoie de onorurile lumii acestea, pentru că oricum erau prea josnice pentru el. El era împărat oricum. El era domn înainte de veșnicii. Și de aceea nu putea nici să accepte lucrul acesta să fie încoronat de niște oameni. Pentru că oamenii nu înțelegeau planul lui Dumnezeu, că după ce își va da viața pentru ei, va vedea o sămânță de răscumpărați și va fi împărat atunci încoronat cu glorii cerești care sunt mult mai înalte și mult mai valoroase decât gloriile și onorurile pe care ți le pot da oamenii pe pământul acesta. Dar vedeți, acolo a mai fost o dorință egoistă. La un moment dat, în versetul 34, spune: Doamne, i-au zis ei, dă-ne totdeauna această pâine. Cel puțin, pâinea aceasta despre care vorbești tu, că cine o mănâncă nu va mai muri, dă-ne-o să o mâncăm și noi. Dar ei nu înțelegeau cum stă problema până nu le explică Domnul Iisus Hristos. Ei doreau o binecuvântare, dar nu înțelegeau că au nevoie de sursa binecuvântării. Îi bun să ai parte în viață de anumite binecuvântări. De bună oară, dacă treci printr-un deficit financiar și cineva îți oferă o sumă de bani, să spunem $1,000, poate să-ți fie o binecuvântare și un ajutor. Dar dacă cineva îți dă o sursă a binecuvântării, în sensul că primești un job din care îți poți câștiga venitul, e o binecuvântare mult mai înaltă. Și oamenii aceștia s-au uitat și au spus: Doamne, dă-ne dacă nu măcar pâinea aceasta ca să nu mai murim. Este aici, putem vedea, un creștinism care dorește binecuvântările mai mult decât dorește sursa binecuvântărilor. Și aceasta poate să fie un pericol. Pentru că vedeți dumneavoastră în Matei, în capitolul 3, când Ioan Botezătorul boteza noroadele, printre multele de clase de oameni care s-au prezentat acolo, au venit la un moment dat și învățații legii, au venit farisei și cărturari, dorind să primească și ei botezul lui Ioan. Dar gândul lor nu era un gând curat. Ei se gândeau, recunoșteau în Ioan o persoană specială și vreau oarecum să își rezolve problema viitorului. Poate nu e așa cum zice omul acesta, dar dacă e așa, haide totuși să ne botezăm și să împlinim și condiția aceasta ca să ne asigurăm viitorul. Și Ioan se uită la el, vede prin ei, vede dorința lor care nu era corectă și spune: pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăință și să nu ziceți în inima voastră: avem pe Avram ca tată. Vedeți dumneavoastră, similar se poate întâmpla în participarea la sărbătoarea aceasta a cinei Domnului Iisus. Unii oameni pot să se apropie, nu cu o credință curată, dar cu gândul să-și rezolve problema eternității. Dacă Biblia spune că cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață, noi trebuie să facem lucrul acesta. Numai că sunt unii oameni care nu cred în Dumnezeu chiar pe cuvânt și nici viitorul așa cum îl prezintă Dumnezeu, dar ar vrea să aibă beneficiul acesta și în caz că va fi 100% așa cum spune Dumnezeu, noi să fim asigurați. Participăm la cina Domnului. Uitând că Pavel Apostolul spune că cine nu deosebește trupul Domnului se poate face vinovat de trupul și de sângele Domnului Iisus. Eu doresc în această dimineață ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, Dumnezeu să ne întărească și să îl dorim pe Dumnezeu mai întâi decât binecuvântările pe care ni le dă El. Vedem, frați și surori, aici o problemă care se ridică și o problemă care străbate din vremuri străvechi până în vremurile acestea care le trăim noi. Și anume, problema imortalității. Versetul 50 spune: pâinea care se coboară din cer este de așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moară. Dorința de a trăi veșnic este o dorință pe care toți oamenii o manifestă și se frământă cu ea. Pentru că este sădit în om, așa cum spune Cartea Eclesiastului, capitolul 3, versetul 11, că el
a lăsat în ei chiar și gândul veșniciei. Gândul acesta, dorința imortalității, viața veșnică, este ceva ce se manifestă în fiecare om care trăiește pe pământul acesta din vremurile străvechi până în vremurile noastre. De aceea la școală, când eram copii, se citeau despre basme, despre tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, despre elixirul vieții, acea licoare magică care să aibă oamenii acces să o bea și astfel să trăiască veșnic. Și toate acestea pornesc de la un singur de adevăr, că în inima omului este o dorință de a trăi veșnic. Până în ziua de astăzi, oamenii investigează ideea aceasta de transumanism. Omul care să devină super om. Și mai ales în vremea aceasta, când sunt la îndemână atâtea dispozitive și atâtea căi prin inteligență artificială în care oamenii pot să ajungă să înregistreze niște succesuri care nu s-au putut înregistra în generațiile trecute, oamenii vorbesc tot mai mult despre ideea aceasta de transumanism. Omul nu trebuie să moară. Un scriitor israelian, ateu, desigur, Yuval Noah Harari, scrie o carte pe care o intitulează Homo Deus, omul Dumnezeu. Este, de fapt, o idee care străbate timpurile până în ziua de astăzi, în care omul acesta spune că moartea trebuie rezolvată, este o problemă tehnică și se poate rezolva tehnic. E nevoie doar de puțin timp până vom ajunge să descoperim cheia aceasta a vieții eterne și apoi vom fi în stare să trăim veșnic. Și aceasta este ideea de transumanism, omul să devină un super om. De aceea se investesc miliarde de dolari în științele acestea care vor putea să garanteze omului viața pentru viitor. Până într-acolo încât unii oameni care dispun de bani mulți, când mor, își aranjează în așa fel încât trupul lor, creierul lor să fie înghețate, păstrate la mașini care să le păstreze la temperatură rece, să nu se dizolve, pentru că atunci când oamenii de știință vor pune cheia pe cunoștința aceasta a vieții eterne, ei să poată moșteni viața veșnică. Îmi place mult de un profesor care a fost întrebat de unul din studenții lui: domnule profesor, ce părere aveți despre ideea aceasta a transumanismului? Se pare că suntem aproape de succesul acestei teorii. La care omul acesta, bătrân, dar cu o minte ageră și un om al lui Dumnezeu, spune: ați venit prea târziu. Problema învierii a fost rezolvată acum 20 de secole. Problema învierii a fost rezolvată prin Domnul Iisus Hristos, care a înviat din morți. Dar oamenii nu vor să accepte. Și Domnul Iisus spune aici: eu sunt pâinea vieții. Și cine mănâncă pâinea aceasta care se coboară din cer, în veci nu mai moare. Sau dacă cumva moare în trupul acesta fizic, eu îl voi învia în ziua de apoi, spune versetul 54. Vedeți dumneavoastră, problema aceasta a vieții eterne a rezolvat-o Domnul Iisus Hristos și prin pretenția aceasta pe care o spune El: eu sunt pâinea vieții, pâinea care m-a coborât din cer să dau lumii viață, este asigurarea viitorului nostru că noi putem să trăim veșnic, lăudat să fie numele Lui Dumnezeu. Dar apare la un moment dat, așa cum spuneam, exclusivismul creștinismului. Oamenii încearcă pe alte căi să ajungă la imortalitate, prin știință. Dar nu se poate. Pentru că singurul care face afirmația că poate să învieze și poate are putere peste moarte, este Domnul Iisus. Niciunul din întemeitorii altei religii nu a putut să spună lucrul acesta, ba încă au prezentat nesiguranța aceasta că nu știu unde se duc. Nici ei, nici urmăritorii lor care vor veni după ei în timp, nu știu unde se duc. Dar Domnul Iisus Hristos a spus așa: eu sunt calea, adevărul și viața. Domnul Iisus a spus
Eu nu sunt o cale care duce acolo. Pentru că aceasta este o teorie pe care oamenii o îmbrățișează. Sunt multe căi care duc sus pe munte, dar e important că ajung toate acolo. Și spune vechea vorbă, toate drumurile duc la Roma. Se poate că în ceea ce însemna împărăția aceasta pământească, dar când vine vorba de împărăția dumnezeiască, nu există altă cale decât Domnul Iisus Hristos, care a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Un vers de cântare spune, nu e spre cer altă cale, mergi cu Iisus înainte, cânta și corul, numai pe urmele sale poți dobândi cununa. Drumul slavei trece și pe la cruce. Credincioșii știu în genunchi să-l urce. Creștinismul, frați și surori, este exclusivist. Nu are loc pe lângă el o altă religie sau o altă teorie. Domnul Iisus spune, eu sunt pâinea, eu dau viață. Nu este viață în afara Lui. În Ezechiel, capitolul 47, versetul 9, vorbind despre râul acela care izvora de sub pragul casei, la un moment dat spune, oriunde ajungea râul acesta, era viață. Și peste tot unde ajungeau copacii, înfloreau. Unde nu ajungea râul acesta, nu era viață. Vedeți? În afara Domnului Iisus Hristos nu este viață. Oamenii pot să încerce diferite căi pentru a ajunge la divinitate. Dar lucrul acesta nu se poate. În Geneza, capitolul 11, vedem primul atentat al oamenilor de a ajunge la divinitate, construindu-și cetatea aceea și un turn a cărui vârf să atingă cerul. Și erau atât de determinați încât Dumnezeu a spus nimica nu împiedică în dorința lor să facă lucrul acesta. Dar lucrul acesta nu s-a putut face pentru că, așa cum am spus, singura cale este doar prin Domnul Iisus. Vedeți, în Evrei, în capitolul 10, spune astfel, dar fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie, pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său. Pe calea cea nouă și vie, pe care ne-a deschis-o Domnul Iisus prin trupul Său. El este singura cale de a ajunge la Tatăl. Creștinismul este foarte exclusivist și nu acceptă nimic pe lângă El. Vedeți dumneavoastră, în Daniel, în capitolul 1, vorbește Biblia despre întâmplarea aceasta cum Dumnezeu dă țara lui Israel în mâna împăratului Nebucadnețar și la un moment dat împăratul acesta, în cucerirea pe care o face, ia vasele din casa lui Dumnezeu de la Ierusalim și le pune în casa Dumnezeului său. Și cei care câștigau războaie făceau așa, luau lucrurile de preț și le aduceau în casele lor ca un fel de muzeu. Pentru Israel, vasele acelea erau lucruri sfinte. Reprezentau absolutul, ceea ce Dumnezeu a dat lor și i-a dat lui David prin schița aceea dată de Dumnezeu. Dar pentru Nebucadnețar, ele au avut o valoare relativă. A fost niște vase ca alte vase, care le-a luat și le-a pus în casa lui. Vedeți dumneavoastră, lumea aceasta încearcă să relativeze absolutul. Și lucrurile care au valoare le aduc să aibă o valoare relativă. Și Iisus e unul dintre Dumnezei. De fapt, era și o carte pe care o scria la un moment dat Ravi Zacharia, care a trecut din viață, Iisus printre alți Dumnezei. Tu pe cine îl slujești? Poți să întrebe într-o țară multiculturală copiii la școală. Eu îl slujesc pe Iisus. Eu îl prefer mai tare pe celălalt. Vedeți? Societatea aceasta în care trăim relativizează absolutul și îl coboară pe Dumnezeu la nivelul unui alt Dumnezeu ca mulți Dumnezei care există în lumea aceasta. Și lucrul acesta nu se poate, pentru că creștinismul este exclusivist. Dar uitați-vă dumneavoastră ce se întâmplă atunci când lumea aceasta relativizează absolutul. În capitolul 3, împăratul Nebucadnețar înalță un chip, înalță o statuie și o absolutizează. Îi cere fiecăruia să se închine înaintea lui. Pentru că acesta este ceea ce face lumea mai departe. Îl coboară pe Dumnezeu la un nivel mic,
Și apoi ridică o imagine omenească la nivel de Dumnezeu și cere închinare. Și Pavel spune în Romani capitolul 1 că au făcut o icoană, au făcut o imagine și s-au închinat făpturii în locul făcătorului. Dar uitați-vă în capitolul 5 din Daniel, când Belșațar dă ospățul acela și poruncește la un moment dat la ospăț să se aducă vasele acelea de preț din templu de la Ierusalim, ca să toarne în ele vin și să laude pe Dumnezeii lor, în momentul în care Dumnezeu intervine și apare capătul acela de mână și scrie numărat, numărat, cântărit și împărțit. Pentru că ceea ce pentru oameni din absolut s-a făcut doar relativ, a fost ceea ce Dumnezeu a folosit ca să îi distrugă pe ei, pentru că Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Și spunea și poezia, pe când turnau în ele vin prin aburi de beție, pe zid așa ca din senin, un ciot de mână anonim începe ca să scrie, mene, mene, tekel, upfarsin. A fost momentul când Dumnezeu și-a apărat slava, pentru că vasele acelea au fost spurcate și au fost folosite în acel sacrilegiu. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Când Domnul Iisus spune, eu sunt pâinea, eu sunt calea, eu sunt adevărul, eu nu vorbesc doar despre adevăr, eu sunt adevărul și eu nu vorbesc doar despre viață, eu sunt viața. El este singurul care poate să facă aceasta. În 1 Samuel, capitolul 5, când Dumnezeu dă pe evrei în mâna filistenilor, la un moment dat aceștia capturează chivotul acesta al legământului și îl duc în casa lui Dagon, zeul pește. Și îi din nou momentul acela când Dumnezeu trebuie să se apere singur pentru că nu-și poate împărți gloria cu nimeni, cu niciun idol. Și cade Dagon la pământ. A doua zi, zdodienii intră, se uită, îl iau, îl așează frumos la locul lui și interesant ce Dumnezeu e acela care trebuie să-l pui tu să stea și nu poate sta singur. Însă următoarea zi se repetă imaginea aceasta, din nou zeul acesta cade înaintea chivotului lui Dumnezeu și interesant sunt tăiate mâinile și brațele acestuia. Foarte interesant. Dar vedeți, atunci când Dumnezeu, chiar dacă nu mai are mărturie prin poporul care s-a lepădat de Dumnezeu, Dumnezeu știe să se apere singur. Și asta a făcut El aici. De aceea, frați și surori, pentru noi, dacă creștinismul cere exclusivitate și se prezintă și are pretenția a fi singura cale care duce spre cer, asta înseamnă că pe noi ne așează în postura să fim la fel de exclusiviști. Doar Dumnezeu și atât. Problema creștinilor, a majorității în ziua de astăzi, este problema pe care avea omul lui Dumnezeu Amația. Din 2 Cronici, capitolul 25, versetul 2 spune că omul acesta slujea Domnului, dar cu inimă care nu era predată în totalitate lui Dumnezeu. Și vedeți dumneavoastră, lucrul acesta poate să ne doboare și să ne dăuneze foarte mult. Pentru că Dumnezeu cere din partea noastră exclusivitate. Nu puteți bea și paharul Domnului și paharul dracilor. Nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. Sigur, nici o soție n-ar accepta dragostea unui bărbat doar în procentaj, fie el cât de mare, 95%. Dacă nu este 100%, nu este fericit. La fel, Dumnezeu, care cere exclusivitate, așează pe noi responsabilitatea aceasta. Când venim în casa lui Dumnezeu, și cu precădere și la această sărbătoare la care ne aflăm astăzi. Să trăim în fiecare zi ca pentru Dumnezeu și apoi când venim aici, Dumnezeu ne învrednicește, se face o lucrare spre slava lui Dumnezeu. Dar dacă trăim, frați și surori, cum nu-i place lui Dumnezeu, atunci avem o problemă. Stârnim gelozia și mânia lui Dumnezeu. Și un ultim gând care vreau să îl aduc și să mă apropii de încheiere să se poată derula lucrurile până la capăt. Creștinismul nu promite o viață fără de suferință. Domnul Iisus spune, eu sunt pâinea. Pâinea este un produs finit. Domnul Iisus spunea, dacă bobul de grâu nu moare, nu poate să aducă roadă. Un bob de grâu este semănat și gândiți-vă că în Matei, capitolul 13, la pilda neghinei, fiii împărăției sunt asemănați cu aceste boabe de grâu. Un bob de grâu este semănat.
moare ca mai apoi din el să iasă un spic și apoi alte boabe, 30, 60 sau 100, spunea Mântuitorul. Dar nu se sfârșește. Merge până la coacere, apoi este treierat, este tăiat, este pus împreună cu celelalte boabe, apoi este vânturat. După ce este vânturat, este măcinat la moară și acolo nu mai știi care-i bobul și de unde îi. După ce este măcinat, este făcut aluat. Și aluatul apoi este pus în cuptor și acolo temperatura și focul îl aduc să fie copt. Așa încât omul când se duce la magazin și cumpără o pâine caldă, o mănâncă și își hrănește trupul acesta. Eu sunt pâinea, a spus Domnul Iisus, și prin aceasta înțelegem, a-L urma pe Domnul Iisus nu înseamnă o viață fără suferință. În cer, pe flori nu poți fi dus când alții s-au luptat și pentru Regele Iisus chiar viața ei și-au dat. Doresc din toată inima ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Noi suntem trimiși Domnului Iisus pe pământul acesta să îndeplinim mandatul Lui. Suntem chemați să fim ceea ce El a fost. Aia înseamnă că trebuie să moștenim aceste calități pe care El vrea să le avem. Doresc din toată inima ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. La această părtășie pe care vrem să o avem la masa Domnului, când se frânge această pâine, să ne gândim așa cum spunea și versul, s-a frânt o pâine pe calvar și am rupt din ea și tu și eu. Și orbi am fost și n-am știut că ea era din Dumnezeu. Și orbi am fost și n-am știut că ea era din Dumnezeu. Dar această pâine este pâinea care dă lumii viață. Slavă Domnului Iisus! Amin!